Hello, sunt Andrei iar azi o să vă prezint MacBook Air cu varianta 2015. Numele acesta este MacBook Air 2015 în varianta de 13 inch. El este un laptop premium și de acesta acest laptop este făcut din aluminiu și este unibody, adică nu are niciun capac pe spate ca să-l pot desface. Are câteva șuvele, cred, dar e foarte, foarte greu să-l desfac. El este un laptop de business și de ce spun asta? Pentru că am niște argumente foarte clare. Unul este aspectul său, deci cu o grosime de 1,7 inch în cel mai gros punct, mi se pare extrem de subțire. Adică, iar în cel mai subțire loc, mai înspre margine, cum ați văzut, atinge 0,3 cm, adică extrem de subțire. Are un ecran de 13 inch, cum îi spune și modelul, 13,3 mai exact, și este un ecran cu o tehnologie LED. Este absolut, producă mii de culori, milioane, iar și rezoluția asta este de 1440x900. Suportă și alte rezoluții și rezoluția lui normală este cu aspect de 4x3, dar cu rezoluție modificată pot avea și un aspect de 16x10. Vine în două variante de stocare și asta îl ajută foarte, foarte mult, după cum ați văzut, să se deschidă doar în 12 secunde. Vine în stocare cu 128 de GB flash SSD sau tot cu SSD flash cu 256 de MB. Ceea ce îmi place foarte mult la acest Mac este că nu se sfiește la viteză. Chiar dacă nu este cel mai performant, SSD-ul același face treaba. Adică nu este făcut pentru lucruri complicate cum ar fi editare video profesională la rezoluții mai mari de Full HD sau Full HD în 60 de frame-uri. Dar un joculeț, o chestie ușoară, nu e vorba de clipurile de pe YouTube, care alea merg fără nicio problemă, după cum ați văzut. Are un procesor dual core de un dual core Core i5, Intel Core i5 la 1,6 GHz. După cum puteți vedea, el vine cu aceste caracteristici, am variantă de 256 GB în test și vine cu o placă video Intel HD 6000, dacă mă înșel. Da, și
La procesor are un turbo boost până la 2,7 GHz. Are 4 GB de memorie RAM integrată la 1600 MHz. Nu vă interesează. Ce ne mai interesează și spune că este un laptop din zona de business este că în teorie el ar trebui să ajungă până la 12 ore de autonomie pe navigare pe internet wireless sau până la 12 ore de film. În realitate eu n-am reușit să ating niciuna din aceste două, dar la navigare cu un pic de YouTube, cu câteva lucruri mai complicate, un office și puține joacă, mi-a ajuns undeva pe la 6 ore. E foarte bine, de exemplu, dacă mergi cu un avion, bine, doar dacă nu mergi în Statele Unite, din România până în Statele Unite, dar în rest eu cred că ți ajunge pentru orice cu avionul, dar nu cred că o să ai nevoie de asta autonomie pe care el, pentru că are o baterie lithium-polimer care are 7154 de mAh. Are adaptor la alimentare MagSafe 2 cu cablu de magnet. Cablul de... are un magnet în capăt în care se conectează pentru a... pentru a sări în caz că dai peste piept sau ceva. Despre grosime l-am zis. Placa video Intel HD 6000 cu 1556 de mega disponibil. Iar dacă vrei stocare mai multă, poți să îți iei un hard disk sau un network depth storage. Dar dacă ai și o viteză mare, pentru o rată de mare de transfer. Dacă tot e vorba de rata de transfer, vreau să vă vorbesc și să vă spun că se poate pune o clasă AC și are Bluetooth 4.0. Are difuzoare stereo și microfoane duale integrate, adică atunci când vei face conferință pe Skype sau pe FaceTime, cu partenerii tăi vei avea o imagine 720p, adică HD, și vei avea și un sunet de calitate. Suport are două porturi de USB 3.0 care suportă în viteze extrem de mari, de până la 5 GB de transfer dacă suportă și hard disk-ul tău. Are un port Thunderbolt 2 care suportă până la 20 GB de transfer pe secundă. Mai are și un slot de card SD pentru aparatul tău pe care îl vei descărca când faci poze sau mergi în excursie sau eu știu, care suportă până la card SD HX. XC, pardon. Designul lui este unul foarte bun și cam asta am avut să vă spun și despre MacBook Air, un laptop foarte rapid. Până data viitoare nu uitați să lăsați un like, un share, un subscribe și să dați asta și la alții. Până data viitoare, ne vedem. La revedere.